la procedura de conciliere din partea Consiliului Județean Arad, doamna Ardelean Georgeta și doamna Ducaliana este obligatoriu să aibă mandat în partea Consiliului ca să ne reprezinte și o propunere de un articol 3, procesul verbal privind rezultatul concilierii va fi supus dezbaterii Consiliului Județean Arad. Cred că îndeplinește toate cerințele care au fost și în comisii. Urmează ca sigur raportul sau procesul verbal care să supune și acolo să decurgă procedurile juridice care o să fie considerate. A fost o astfel de dispoziție și la încercarea de întâlnire mi s-a cerut mandat din partea Consiliului. Eu nu cred că încălcăm... Dar cine a cerut? Partea adversă. Păi ei nu pot să ne ceară nouă ceva ce noi nu vrem să dăm. Și eu pot să le cer lor acum luna după ce și nu o să-mi o dea. Deci astăzi am parcurs prima ședință de Consiliu Județean cu din noua legislatură, având mai multe puncte pe ordinea de zi, în care în majoritate au fost lucruri pentru a aproba funcționarea atât a Consiliului Județean cât și a unităților subordonate și totodată o rectificare a bugetului după primele 6 luni de execuție în cadrul Consiliului Județean. A fost și un punct care a necesitat o dispută. Noi am considerat că pentru a fi mai bine reprezentați într-o conciliere care o avem cu un grup de firme în care dumnealor solicită plata unor lucrări suplimentare cu care noi nu am fost de acord, să fim reprezentați de un avocat sau de o societate de avocatură pentru a putea fi cât mai bine reprezentanți în acest litigiu. Dacă alocat și o sumă de bani pentru atop. Da, este suma normală pentru funcționarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică, urmând ca această autoritate astăzi, primind și membrii de drept prin votul Consiliului Județean, să funcționeze în condiții normale.